Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în data de 30 noiembrie Târgul Locurilor de Muncă. Astfel, 50 de companii din industria alimentației publice, vânzări, bănci și finanțe, contabilitate, IT, imobiliare, sectorul public și din alte domenii de activitate vor prezenta peste 2000 de locuri de muncă. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanele vor putea interacționa cu angajatorii pentru a găsi locul de muncă potrivit și afla ce este nou pe piața muncii sau în procesul de recrutare. Târgul Locurilor de Muncă va avea loc la Palatul Republicii din Capitală, strada Maria Cibotari, numărul 16, între orele 10 și 15. Intrarea este gratuită.